Acțiune de amploare desfășurată de oamenii legii la Mergilia, Ținta, conducătorii auto care transportă persoane în regim de taxi. Și această activitate și acțiune care vizează astăzi cu precădere regimul de taximetrie se înscrie în prevenirea victimizării populației prin ceea ce înseamnă accidentul de circulație. Ce s-a constatat până la acest moment? Au fost constatări în tot spectrul gamei contravenționale, inclusiv activitate de taximetrie fără a avea atestat. Pe lângă controlul desfășurat de angajații din cadrul Serviciului de Poliție Rutieră Constanța și de Biroul de Poliție Rutieră Mergilia, la acțiune au participat și reprezentanții Registrului Autoromân. Este o acțiune împreună cu organele de poliție rutieră care vizează în mod deosebit autoturismele ce efectuează transport public de persoane în regim de taxi. Se urmărește în primul rând verificarea sistemelor de direcție, sistemelor de iluminare și a emisiilor poluante în vederea asigurării siguranței circulației și protecției mediului înconjurător. Ce s-a constatat până în acest moment? Până în acest moment am constatat că o parte din autovehicule respectă instrucțiunile, dar sunt și autovehicule care nu se încadrează în normele mai sus menționate. Un lucru este cert, astfel de activități ale polițiștilor îi determină pe taximetriști să dea bir cu fugiții. În acele ore în care a avut loc controlul, greu mai puteai zări un taxi prin oraș.